Cu ocazia zilelor porților deschise din această săptămână, 26-30 ianuarie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a lansat invitații către cluburi sportive, asociații sportive din oraș și din apropiere, pentru a promova latura sportivă a universității, inclusiv Centrul de Instruire și Recuperare Salusper Aqua, cu piscina și toate serviciile de care beneficiază acesta. Vrem să promovăm în rândul structurilor sportive baza noastră, în așa fel încât să putem atrage tot ce înseamnă mișcare, tot ce înseamnă sport, pentru că știm cu toții aceasta înseamnă sănătate. Noua investiție realizată la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a fost derulată timp de 7 ani. Centrul de Recuperare și Instruire Salusper Aqua este pus la dispoziție atât comunității academice, cât și târgumureșenilor. În primul rând e vorba de studenții noștri, UMF, vorba de cadrele medicale, cadre auxiliare, și, bineînțeles, cei care doresc să beneficieze de oază de liniște aici, în cadrul Centrului de Recuperare și Instruire. Programul de desfășurare și de funcționare a Centrului de Recuperare și Instruire din cadrul UMF Târgu Mureș este de la 7 dimineața la 10 seara în fiecare zi, cu excepția zilei de marți, în care este închis până la ora 16 pentru igienizare.